Bilanțul a fost făcut public astăzi în prezența unora dintre primarii unităților administrativ-teritoriale care se află în cadrul GAL Zona Sătmarului. Conform datelor oficiale, ca număr de proiecte, cele mai multe le are Socondul 11 la număr, Păuleștiul 8 și Micula 7. În schimb, ca valoarea proiectelor conduce Odoreul, urmat de viile Satu Mare, Dorolt și Păulești. Din GAL mai fac parte localitățile Vetiș, Botiz, Livada, Lazuri și Bicaz din județul Maramureș. Avem depuse la noi 58 de proiecte. De fapt, au fost depuse 68, dar au fost proiecte neconforme, neeligibile, retrase. Deci, în momentul de față, avem 58 de proiecte la o valoare totală nerambursabilă de 2 milioane de euro, ceea ce reprezintă 93,13% din suma alocată. Am depus la APDR pe 51 de proiecte, iar 22 dintre acestea sunt contractate. Ne bucură foarte mult că avem deja prima achiziție făcută pe un proiect din GAL, primul tractor achiziționat de întreprinderea individuală Tot Ioan Sărgiu din localitatea Decebal, pe măsura 121, modernizarea exploatațiilor agricole. Domnul Tot Ioan Sărgiu și-a cumpărat un tractor de 102 cai putere, de o valoare de 35.000 de euro, din care suma nerambursabilă era jumătate. Primarul comunei Odoreu a apreciat activitatea acestui grup de acțiune locală. Încă o părticică a fondurilor europene se răsfrânge asupra bunăstării comunităților noastre. Cred că acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla fără o bună colaborare și bune intenții din partea colegilor primari, dar, în mod special, cred că profesionalismul dumneavoastră se vede. Fără a-l exacerba, fără a-l exagera, observăm și suntem foarte mulțumiți că conducerea, Consiliul Director, este una profesionistă și, în mod special, văd că știe să-și atragă instituțiile de care are nevoie într-un mod foarte diplomatic. La rândul său, reprezentantul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a declarat că acest grup funcționează cu adevărat, aproximativ jumătate dintre proiectele depuse fiind deja contractate. Acest grup de acțiune locală este un grup de acțiune care funcționează cu adevărat. Strategia de implementare merge destul de bine, implementată peste 90% și este îmbucurător faptul că aproape 50% din proiecte selectate de către GAL deja au fost și contractat la nivelul agenției. Cred că este un procentaj foarte bun comparativ cu celelalte GAL-uri. Este un procentaj chiar ridicat. Vreau să felicit pe domnul primar Dobos și pe toți primarii și conducătorii acestui GAL pentru această inițiativă. Acum, după 4 sau 5 ani de la înființarea acestui GAL, putem să vedem că este o coabitare sănătoasă. Cele mai multe proiecte depuse pe această zonă a județului Satu Mare sunt în agricultură, respectiv renovarea și dezvoltarea satelor. În momentul de față au mai rămas fonduri atât pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, cât și pentru instalarea tinerilor fermieri, respectiv pentru măsura 322 sau măsura 421. Pe această ultimă măsură se lucrează la un proiect de cooperare a grupurilor de acțiune locală. Ideea proiectului este aceea de a realiza o harta valorilor din cele 4 galuri necesare pentru promovarea județului Satu Mare.